Peste 60 de copii din Protopopiatul Sector 1 Capital au primit astăzi daruri în cadrul sărbării de Crăciun organizată la sediul protoieriei. Cadourile au fost însoțite, ca și în anii precedenți, de colinde tradiționale interpretată de un grup coral din cadrul Protopopiatului. Părintele protopop Dan Toader le-a vorbit copiilor despre sărbătoarea nașterii Domnului și despre bucuria de a dărui. Și pentru că glasurile celor mici au cucerit pe cei prezenți, aceștia au colindat împreună cu ei. Și copiii au pregătit câteva colinde. Am avut astăzi bucuria să avem în mijlocul nostru copii din diferite parohii ale protopopiatului și totodată să le putem oferi câte ceva din darurile pe care noi le-am adunat pentru ei, în așa fel încât ei să primească sărbătoarea nașterii Domnului cu zâmbet pe față, cu lumină în ochi și să înțeleagă că nu sunt singuri în lumea aceasta, cineva de aici de pe pământ, dar mai ales de acolo din cer, le poartă de grijă. Am gândit astăzi o acțiune socială și nu numai, o acțiune de suflet, o acțiune sub semnul iubirii, sub semnul emoției Crăciunului. Și vreau să spun că aceste activități nu se întâmplă numai în ajunul Crăciunului. Acțiunea social-filantropică de astăzi a fost un prilej de bucurie nu doar pentru copiii beneficiari, dar și pentru personalul protopopiatului Sector 1 Capitală. Ziua de astăzi a reprezentat o mare bucurie pentru că am văzut zâmbetele copiilor, o bucurie sufletească și o împlinire că am putut să venim și noi cu un sprijin pentru ei, pentru Crăciun, pentru a avea ce să pună pe masa de Crăciun și ca să aibă și ei cu ce să se îmbrace, câteva hăinuțe. Pachetele au conținut atât dulciuri, cât și îmbrăcăminte, încălțăminte și produse igienico-sanitare. O parte dintre copii au fost de la centrul din Pajura, Iustinian Patriarhul, iar ceilalți copii, majoritatea cazuri sociale ai protoieriei 1 Capitală. Pachete cu alimente noi dăm în fiecare lună, o dată pe lună avem pachete cu alimente. La cantina socială a protoieriei primesc hrană caldă 25 de beneficiari de luni până vineri. Am ajutat la pachetarea cadourilor pentru copii, am ajutat darea către copii, adică înmânarea lor. Am venit cu bucurie și căldură sufletească. Îmi place să ajut. Sunt o persoană săritoare, vreau să bucur pe ceilalți, indiferent copil, om în vârstă, tânăr. Noul sediu al protopopiatului Sector 1 Capitală se află pe strada Amzei numărul 13.